Salut și bine ai venit să revenim la canalul Solar Smart România. Azi discutăm un pic despre încălzire, sisteme de încălzire, centrale cu inducție, centrale cu gaz și așa mai departe. Pentru că am văzut pe grupurile fotovoltaice că se tot discuta despre chestia asta și era o mare, mare confuzie legată de toată treaba asta cu coop, 2 coop, 3 coop, 1,5. Cineva spunea că centralele cu inducție au coop 1,4. La fel de bine puteam să discutăm despre paloane radiante, pentru că și ele intră în categoria asta de sisteme de încălzire și toată lumea văd că caută sisteme de încălzire cu COP 2, 3, 4 și așa mai departe, neînțelegând de fapt ce se întâmplă, cum se întâmplă și de ce unele centrale sunt mai eficiente decât altele, de unde se întâmplă să extragă energia respectivă și așa mai departe. Deci există o treabă, ia să caut eu și panouri radiante. Le am pe ecran, dar există o întreagă cu treagă confuzie. Și în principiu, dincolo de discuții filozofice sau de ce vreți voi, o să merg pe ideea de bază și mi-aduc aminte de la fizică din clasa a 7-a, că nu știu cine nene de ăsta celebru a spus o chestie foarte, foarte importantă în care spunea așa: nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă. Da? Și când vorbim de energie, cam asta se întâmplă totdeauna. Nu vă mai gândiți că puteți să faceți din 2 kW de energie 6 kW, pentru că nu se întâmplă asta. La pompele de căldură se întâmplă coopul ăla 2, 3, 4 în anumite situații, da? Și eu mă îndoiesc, eu nu mă pricep acum, n-am stat să studiez, dar eu mă îndoiesc că la minus 20 de grade ea mai are măcar COP 3, da? Înțelegeți? Așa. O să discutăm un pic despre pompele de căldură la final, dar în principiu vreau să discutăm un pic despre centralele astea cu inducție, le-am și pus pe ecran, nu neapărat astea, sunt multe modele pe piață care sunt mai eficiente, dar cu toată eficiența lor, nu vor scoate din 5 kW, nu vor face 10 kW sau 6 kW sau 7 și așa mai departe. Întâmplător am o plită cu inducție acasă, o să merg pe ideea de a simplifica treaba asta cu plită cu inducție și o să vă dau și două exemple de chestii pe gaz, pe care le-am studiat și le-am căutat zilele trecute, mă rog. Așa, vedem că avem aici o sobă cu gaz, da? Care consumă, vedeți că este 4,2 kW. Și undeva aici vedeți că puterea maximă, undeva puterea kW, 4,2. Asta înseamnă că gazul pe care îl consumă este 4,2 kW și care face cald. Și dacă ne uităm la o plită incorporabilă, da? O plită normală cu două ochiuri, are la fel de bine un ochi pe 1900, un ochi pe nu știu ce, 2000, tot vreo 4000, vedeți că tot 4000 putere maximă gaz, 4000, deci 4 kW. Cred că și dacă pun o flacără de aia de un arzător mai mare și își dau drumul la putere la maxim, cam aia sunt 4 kW, este puterea maximă pe care o scoate o astfel de instalație. Așa. Acum fac o comparație cu plita mea de inducție de acasă. Și știm doar de bine, citeam că la gaz transferul termic către, zicem, cam o oală pe foc, o oală de ciorbă care vreau să fiarbă o oră, da? Vreau să fiarbă o oră tocmai pentru a merge pe kilowatt oră și a nu mai avea probleme de calcul dacă merge o jumătate de oră, dacă nu știu ce. Așa. E, pe gaz vreau să o încălzesc, o pun, zicem, o am o oală mai mare, o pun pe am două ochiurile, așa, îi dau drumul să încălzească și știam că undeva la 50-60% este transferul de energie. Din gazul care se consumă, da? Adică din aia 4 kW care vin, într-o oră, doar 2 kW intră în oală, să zicem, da? Încălzesc cu apa din oală, ce o pun la fiert. Așa. Pe când în cazul plitei cu inducție, se consumă cam, este eficiență de vreo 90%, și atunci oala se încălzește cu 90%, adică 90% din energia respectivă, adică vreo 3,8, vreo 3,7 kW se duc în oala aia în timp de o oră, da? Și raportat, dar vedeți voi că voi vă raportați la oala care se încălzește. Și atunci, da, pe gaze mai puțin eficient să încălzești oala aia, pentru că pe plita cu inducție se încălzește mult, mult mai repede. Dar gândiți-vă un pic ce se întâmplă de fapt în realitate. Gazul ăla arde, da? O parte din el se transformă în căldură care se transferă la oala care se încălzește pe foc și o altă parte se transformă în căldură în aerul în care e în jur, da? Adică gazul, tot patru, adică dacă dai foc la și o iei oală pe foc, tu o să încălzești oala mai greu, da? Dar tot 4 kW de energie bagi în casă. Și iarăși mă gândesc la casa mea și la toate, o să vă arăt și calculele mele cel mai bine,
toată lumea se pune problema cât ai spațiu, cât e volumul de aer, cât e nu știu ce, cât e nu știu ce. Și eu am simplificat-o de calculele astea la încălzirea casei în kilowați de oră pe care îi pierd, de energie pe care îi pierd în afară, da? Gândiți-vă că casa mea ar putea fi un cub, da? Un cub în care o parte este pod, o parte este cărămidă cu polistiren, o parte este pardoseală, o parte este așa. Și dacă cubul ăsta reușește să-l bag în, dacă spunea, pune în vid, nu aș avea pierdere de căldură, da? Energia nu, nu trece în vid și dacă aș avea un strat de ceva în jurul cubului de vid, n-aș mai pierde energia respectivă, da? Așa. Trecem la partea de întrebarea asta și eu am calculat pur și simplu câtă energie pierd pur și simplu din casa mea. Și pierd undeva la vreo 5,6-5,4 kWh. Calculul pentru o casă normală ca a mea ar fi undeva la vreo 20 de kW. Fără polistiren, cu polistiren duce la vreo 12. A mea cu optimizările care le-am făcut e undeva la vreo 5,6. Și cred că am undeva fișierul pe care pot să vi-l arăt pe ecran imediat, cu calculele pe care le-am făcut eu. Sper să fie calculele corecte. Dacă am greșit așa, sunt calcule făcute la nivel teoretic. De ce spun chestia asta? Uite, aici sunt. E și formula de calcul. O pun și pe ecran. Așa. Asta e formula de la care am plecat. Exact, asta e formula de la care am plecat. Și am stabilit câte suprafață am de podea, câte suprafață am de pereți, câte suprafață am de ferestre și uși, câte suprafață am terase, pentru că am și terase, câte suprafață am pod. La fiecare are un coeficient lambda de transfer termic și pe baza ăstuia și pe baza grosimii polistirenului, de exemplu aici polistirenul este la pereți, e 0,2, da? Așa, mie mese un 495 kWh consum, pierdere pe care o are casa mea, da? Așa, ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că dacă eu dau drumul la ragaz și consum, merge non-stop 4,5 kWh și mă rog, 4,95 cu 4 kW nu ajunge, mai pun două butelii, să zicem. Așa, eu pot să țin casa caldă. Asta este un calcul pe care l-ați văzut pe ecran aici, ăsta este un calcul teoretic. De ce? Poate muncitorii mei când au pus polistiren au mai făcut cu o punte termică, poate, oricum, am de gând să verific camera termică să văd dacă n-au făcut delele de genul ăsta. Poate pe la geam nu e perfect izolat și mai e pe acolo o mică fisură, mai scapă ceva. De asta zic, nu, a zice că să zicem de la 4,95, mă duce la 6 kWh energie pe care o pierd. Mă duc un pic la centralele în condensație, că discutăm și despre ele un pic, și gândiți-vă la următoarea o chestie. Centralele în condensație sunt cele mai eficiente. Avea gazul, ardea într-o cameră închisă și de acolo o parte din energie încălzea casa, iar o parte se pierdea prin horn, da? Pentru că gazele rezultate de la ardere erau încă calde și se mai pierdeau o parte din energie prin horn. Acum e mai eficientă pentru centralele astea în condensație, sunt mai eficiente tocmai pentru că mai preia o parte din căldura aia pierdută acolo și o bagă tot în interiorul casei. Da? Deci din punct de vedere al încălzirii casei nu vă interesează că pereți, că spațiu, că vid, așa, cât energie pierde casa voastră pentru că aia trebuie să o compensați voi și așa mai departe. Așa. Acum legat de ce vreți voi, de centrale cu inducție, de panouri radiante, am pus aici pe ecran și panouri radiante. Toate sistemele, că e o rezistență, o simplă rezistență, un radiator, un calorifer cu ulei, o centrală cu inducție, ce vreți voi, toate sistemele astea, bagi în ele 1 kW, să zicem, da? Deci facem calculul, 1 kWh, mai sunt niște mici pierderi, foarte mici, și din ăla rezultă rezultatul tot 1 kW, să zicem, maxim 1 kW, da? Așa. E o diferență foarte mare între ceea ce se simte și ceea ce se efectuează. Ca energie intră 1 kWh în casă dintr-un orice sistem de genul ăsta, da? Așa. O să vă explic la final și de ce pompele de căldură sunt altfel. Ok. Indiferent de sistem, nu are COP 2, nu are COP 1,4, nu vă mai lăsați mințiți de diversi producători că poate să, n-are de unde să aducă mai multă energie, da? Mai puțin are că poate să o mai piardă pe câte un horn pe ceva, da? Dar mai, cel puțin la partea electrică, de la rezistență până la panou radiant, nu se schimbă eficiența și nu se schimbă nimic. Problema care este? Dacă eu, de exemplu, aici am camera, acum am, nu știu câte grade am, să zicem că am 20, păi, pot să mă uit pe Solar Smart. Imediat mă uit. Deci uităm exact pe cifre, da?
Deci în momentul față am 26 de grade în atelier, n-am 26 de căți. Așa, am 26 indică de aisenzuri mai sus acolo. Ok, pe 24 e aceea în momentul de față și mie la mâine acum mi-e frig. Da? E, dacă aș avea un panou radiant deasupra capului, care consumă 50 de W, nu mai mult, dar aș avea 20 de grade în casă, dar radiația infraroșu care a venit pe pielea mea mi-ar crea o senzație de confort. Da, acum din cauza că casa și pereții au fost reci, este o situație de disconfort și eu simt undeva la mâini dacă îmi bag mâna sub birou, e rece. Da, pentru că mobila radiază răcoare, să zic așa. Impropriu zis, radiază. A, așa. Deci una e senzația și alta e temperatura. Da? A, așa. Deci dacă aș avea panouri radiante aici în jurul meu, senzația de căldură ar fi foarte, adică s-ar simți pielea caldă, dar la radiația infraroșu m-a simțit foarte bine și la poate la 18 grade. Adică ar fi 18 grade în casă, dar eu m-am simțit ca la 23. Ați văzut că unele case, de exemplu, și cred că știți și voi, casele de lemn, de exemplu, sunt mai călduroase, încălzesc mai repede. Pentru că reflectă cumva radiația aceasta și o simți, pe când o casă ca a mea din cărămidă, durează foarte, foarte mult până se încălzește, pentru că o parte din radiația asta se pierde în cărămidă, se disipă acolo energia și se încălzește foarte greu. La fel de bine, pentru că de-aia am gândit-o așa, se răcește foarte greu, da? Adică odată ce ai încălzit-o, stochează cumva energia, între ghilimele stochează. Dar din punct de vedere al calculilor, mă înțează câtă energie bag și câtă energie scot. Ajungem și la pompele de căldură, că am zis că tu tânzi despre ele. De ce pompele de căldură au COP 2, COP 3, COP 4, COP 5, mi se pare că e și COP 6 acum am văzut ele. COP-ul ăla 5 sau 6 este dat în anumite condiții de temperatură. Ceea ce face o pompă de căldură este faptul că ea nu încălzește casa de la, adică nu adaugă 3 kW de energie în interiorul casei și practic cu ajutorul energiei extrage o parte din energia de afară. De asta v-am și spus că la minus 20 de grade eu nu cred că pompa aia de căldură mai are mai mult de COP 1, da? Eu așa cred, poate mă înșel, poate mai sunt și procese chimice acolo care nu prea le înțeleg și nu știu să le explic. Dar este singurul instrument, da, în care extrage în exteriorul clădirii energie și o bagă în interior. Și atunci, da, poate să fie mai eficientă, da? Adică ea nu face dintr-un kilowatt de curent electric 5 kW de căldură pentru că ar face ea vreo minune și face chestia. Nu se poate chestia asta în fizică. Nu, pur și simplu cu un kilowatt de energie electrică extrage, mai adaugă 4 kW de energie de afară și ea și face 5 kW. Și iarăși v-am zis, COP5-ul ăla e în anumite situații de temperatură, de chestii, eu nu cred că COP5-ul ăla este... Așa, la minus 20 de grade, mai zis, n-are nicio treabă. Eu vă garantez să îmi spună cei care lucrează în... Să-mi lăsați în comentariu jos, așa. Cei care lucrează cu centrale, cu pompe de căldură și știți mai bine cum funcționează, să-mi spuneți dacă greșesc. Că e posibil să greșesc, nu zic nu, dar acolo e vorba de transfer de energie din afara casei și nu de a produce energie. Da? În restul de sistemele, v-am zis, că e panou radiant, că sunt gaze, că e centrală, că e cu inducție, cu ce vreți voi, e doar mai eficientă care pierde mai mici. Dar mai mult de un kilowatt, dacă bagi un kilowatt în ea, nu o să facă mai mult de un kilowatt că energie termică, da? Poate să o facă să le simți mai bine. Am zis, panouri radiante, tocmai de-aia vreau să-mi iau un panou radiant, mă gândesc să iau un panou radiant micuț, de vreo 2-300 de W, să-l pun sub birou. Și să-mi dea căldură la picioare, să am o senzație de căldură sau deasupra biroului, poate, să mă inunde cu raze infraroșii și să simt căldură. Da, chiar dacă în casă e mai rece, în zona în care stau eu și lucrez și stau nemișcat, să simt un plus de căldură. De asta mi-aș lua. Și nu pentru eficiență. Dar restul problema se simplifică la o ecuație matematică. V-am zis, ați și văzut aici pe ecran. În care eu am nevoie, te spunem cu bold dacă vreți așa totul. Și uite cu o culoare mai vizibilă. Uite un vâșiniu violet ce e ăsta. Așa. Sper că se vede pe ecran. 5 kW de energie am eu nevoie să-mi încălzesc casă. Nici nu contează de unde vin așa 5 kW. Dacă vin 5, dacă am o butelie și dau foc în casă, nu la butelie, Doamne ferește, la una la gaz și la consumă 5 kW de energie din butelie, acei 5 kW se vor găsi în casă. Da? Mai există niște pierderi în alte cazuri în care energia, curentul electric, se transformă în energie luminoasă. Și acolo, într-adevăr, sunt alte pierderi. Da? Adică un bec nu are același raport. Dar în rest, că vorbim de rezistență, de inducție,
Inducția are proprietatea de a transmite curentul către alții, de a transmite energia respectivă fără pierderi foarte mari. Atât. Fără pierderi foarte mari. Niciun caz nu o să aibă o centrală de asta cu inducție. Deci niciun caz nu să vedeți voi centralele astea că au din 5 kW fac 20 kW de căldură. Sau nu știu, 6 kW de căldură, da? Dacă ei spun aici că fac 6 kW, dar ei nu spun aici așa ceva, asta vorbesc cu unii pe net că n-au ce face. Dacă ar face chestia asta, mă rog, ar încălca cumva legile fizici. Da. E cam imposibil, ar mai fi ceva acolo așa, dar nu, nu prea ai cum. Dacă ai o rezistență, o pui undeva în ceva care să stocheze energia și stă mai mult cald ăla, ți se pare că face mai multă căldură. Dar la nivel de kilowați este același lucru. Da? A, așa. Iarăși, la mine, dacă am un boiler, da? Și bag în, am o rezistență și bag energia de la fotovoltaice în respectivul boiler. Spunea unii că, păi, am pus eu rezistență 4 kW și n-am făcut mare lucru. Păi dacă ai pus 4 kW de rezistență aia și a mers decât 2 ore iarna, atât ai avut soare, 2 ore să poți să mai bagi un surplus acolo de energie, să zicem, și ai multe panouri. Presupun că ai foarte multe panouri. Așa, păi dacă ai băgat 2 kW din ele și mai sunt pierderi și acolo de la transformare și așa mai departe, câți kW cât mai poți să iei tu din energie aia să o bagi în instalația în pardoseală? Eu am făcut o la cam la jumate, adică la 1 kW. Normal că nu sunt, eu aproape fix 0, dacă ai băgat, nu știu, 4-5 kW, 20 kW, dacă ai băgat în el, iarăși după 4 ore, boilerul e rece, s-a terminat, adică maxim jumătate de oră, o oră în situații reale, cred că ține pufferul ăla, apa caldă, cu ce ai băgat tu surplus din energia fotovoltaică. Adică calculele spun foarte clar lucrurile astea, nu trebuie să zici, a, păi nu merge. Normal, eu ca să am un boiler fierbinte la 80 de grade, un boiler de 1 metru cub, trebuie să bag în el undeva la, am făcut eu o socoteală mai rotundă, așa, am rotunjit-o, la 100 de kW. Un metru cub de apă fierbinte la 90 de grade înseamnă 100 de kW băgați acolo, din care eu voi extrage până la 20 de grade, da, că nu o să m-am, deci n-am ce face cu apa la 5 grade, că din boilerul ăla, că nu pot să încălzesc decât la 23 de grade în pardoseală. A, așa, 23, 25 de grade, nu contează. Deci voi extrage din ea 100 de care îi bag acolo, voi extrage decât 50. Dar restul ceilalți care se pierd, nu se pierd undeva așa în eter. Se vor pierde în camera tehnică, va fi camera tehnică mai caldă, da? Adică nu se pierde aia 50 de kW așa, în eter, pur și simplu. Nu, se pierde în, tot în interiorul casei, pentru că pufferul respectiv este interiorul casei. Așa, deci cam atât de simplu este. Nu mai luați că face COP 2, COP 3, COP 4 în afară de pompele de căldură. Pompele de căldură funcționează după niște chestii mai altfel. Ați văzut că o parte din și la AC-uri, mă rog, areul continuat este tot o pompă de căldură. Nu are să ne ocolim, să spunem altceva. Este tot o pompă de căldură mai mică, tot la fel de eficientă. Deci, în afară de principiul ăsta de schimbare cu gaz, în care gazul este compresat și decompresat rapid și o parte e rece, o parte e caldă, da? În afară de chestia asta, în rest, câtă energie bagi, indiferent cum o bagi în interiorul casei, energia aia o parte se pierde, contează pierderi dacă ai, matematic vorbind, știi, dacă ai, bagi 6 kW de energie, pierzi 5, 1 kW rămâne în interiorul casei, înseamnă că temperatura în interiorul casei crește, da? Dacă bagi 1 kW pe zi, în 20 de zile sau în 50 de zile, încălzești casa de la 10 grade la 23, da? Trebuie să bagi foarte mulți kW de energie când e casa rece pentru a încălzi. De ce? La fel, eu calcul de volum. Gândiți-vă că pereții mei de cărămidă au 30 cm, făceam scutarea doar la camerele de jos, pe un perete de ăsta unde sunt mulți pereți, vorbim, de fapt pot să vă spun exact ca și cărămidă, că știu câte cărămidă a intrat, da? Am două camioane de cărămidă, au fost 12 cu 12, 24, 25, cred că sunt 40-50 de metri cubi de cărămidă, da? În interiorul casei. Aia sunt 40-50 de metri cubi care trebuie încălziți, care vor stoca energia respectivă cumva, o parte o vor pierde prin polistiren în exteriorul casei, o parte o vor radia în interior. Dar când casa este rece, cum e acum la 9 grade, cred că la 9 grade era, este să ne uităm un pic. În momentul de față este la, nu aici este, am închis Solar Smart-ul. Imediat îl deschidem. Da? În momentul ăsta care, în care casa mea este la 8,8, da, 9 grade, la parte și la etaj, cam 9 grade. Așa, dacă ești la 9 grade, eu trebuie să bag acolo 100 de kW de energie ca să pot să o încălzesc. Nu o să pot să o încălzesc eu la 25 de grade acum cu doar cu sirocou sau doar cu gaz sau cu, da?
Dar știu că și Sirocco-ul și aerul condiționat pe care vreau să-l montez și astea vor aduce un aport de energie în plus la casă, da? Înțelegeți? Deci va aduce un aport de energie și asta iarăși contează foarte, foarte mult. Cam ăsta a fost clipul de astăzi. Sper că explicațiile mele v-au mai luminat așa, v-au mai clarificat multe probleme. V-am zis, la pompe de căldură, dacă aveți comentarii, pot să spun, poate am găsit ceva, lăsați-le în comentarii, nicio problemă. Nu uitați să dai subscribe la acest canal dacă ți-a plăcut. În colțurile de sus și de jos apar episoade mai vechi. Sper să-ți placă și le-ați urmărit cu interes și ne reauzim în curând cu un nou clip. Îți mulțumesc!